CFR Cluj este noua campioană a României. Urmează o seară fantastică aici la Cluj. Ei sunt campionii României! Când imnul îți cântă, mai ales pe propriul stadion, simți că există un punct de vedere fotbalistic. This is a big thing, you know, for your club. It puts you on the radar, it puts you in the European spotlight. You know, people will start recognizing you. În momentul în care joci cea mai înaltă competiție de fotbal din lume, cum este Champions League, și joci cu o echipă multiplă câștigătoare a Champions League-ului, Bayern München, și vine Karl-Heinz Rummenigge în persoană și te felicită pentru prestația făcută de echipă, simți că munca pe care ai făcut-o nu este în zadar și că ești recunoscut și că ai făcut o treabă de valoare. Zerbi is in there, and this is a chance for Coolio, and it's given Cluj a glimmer of hope here. În momentul în care am preluat clubul CFR, știam că preiau un club cu o istorie deosebit de bogată. Practic este cel mai vechi club din toate sporturile din România, ceea ce te obligă ca să faci performanță, te obligă ca să respecti atât istoria, dar mai ales să-l îmbogățești. Bornă kilometrică foarte importantă a fost momentul în care am cucerit primul titlu în 2007 și au început să curgă mail-uri de felicitare din partea lui Benfica, Bayern München, AC Milan, Real Madrid. A fost așa un sentiment că chiar contezi, ești acolo sau cel puțin ești pe treptele acelui templu unde se joacă fotbalul mare. Primul pas important pentru noi. A urmat Bayern, Chelsea, Galatasaray și Manchester. Seara aia a fost seara magică pentru noi, pentru că am bătut pe Old Trafford. A fost prima echipă din Est care a bătut pe Old Trafford. A fost un moment fantastic. United in familiar territory in going behind in a game. CFR este mult mai mult decât un club de fotbal. De fapt, este filozofia unei mari familii. Ceea ce înseamnă muncă, sacrificiu și, în primul rând, performanță. De fapt, este filozofia a tot ce înseamnă orașul Cluj, inima Transilvaniei.